Bună ziua tuturor! Suntem astăzi la un nou podcast pe agricultură și astăzi avem invitat un om care poate rămâne atât ministru al agriculturii, poate rămâne în conștiința tuturor ca fiind un foarte bun agronom, poate fi considerat un om care a militat pentru tot ce înseamnă tehnologie în agricultură și poate fi considerat și un filozof. Atâta doar că toți filozofii lumii nu ne-au spus dacă noi trebuie să înțelegem lumea sau trebuie să o schimbăm. De la asta o să pornim alături de domnul Valeriu Tabără să vorbim despre ce putem schimba în agricultură și ce provocări pot fi trecute. Bună ziua, domnule Tabără! Bună ziua! Mă bucur întâlnirea! Și mai ales în cadrul în care ne găsim astăzi de un nou început, mai ales că am și trecut prin foarte multe începuturi, cum spuneam și pe scenă, dacă ne uităm la marea majoritate a manifestărilor de acest tip și mai spuneam ceva că și marii retaileri în România pe care i-au fermieri apropiați sau parteneri, au venit în perioada 1994-95-96. Trebuie să vă spun un lucru pe care nu l-am spus public de multe ori. În data de 9 decembrie 1995 am avut o întâlnire la Alter Center Sud, la New York, cu 8 dintre mari retaileri de produse agricole la nivel mondial. În rezit această întâlnire de Agenția de Dezvoltare a Statelor Unite, și în care le-am prezentat România și faptul că venind în România să se așeze, să poată pune în contact producția agricolă și agricultura României cu spațiul extern, fie european, fie cel internațional. Noi atunci nu eram în UE. Noi eram pe nicăieri, deci nu ne lua nimeni în seamă și s-a oprit și exportul, eram importator net, chiar dacă nu era necesar. Dar se pare că partea de atunci a rămas una o înțelegere excelentă. I-au venit aici. Noi, de fapt, am și început exportul și aș putea spune că pe 17 aprilie 1996 am făcut ultima licitație atunci cu grâul din 1995 și l-am vândut la $196 tona. Era cel mai scump grâu vândut din România în ultimii 30 de ani. Atunci, în 1995, știu că a fost teribil de greu. Noi nu aveam nici capacitățile în port de export. Apoi, tot ce însemna aceste silozuri de tranzit de la Dunăre, pe care noi și astăzi le neglijăm, din păcate, eu n-am discutat azi că nu e vorba numai de Galați, Brăila și Sulina, ci ar trebui să venim până către Orșova, Moldova Nouă. La Orșova, de pildă, de ani de zile, și le spuneam și atunci, e nevoie de un siloz de vreo 200.000 de tone. Atunci am colectat de pe câmpia de vest și de acolo pe Dunăre, sus, jos, am putea aduce foarte ușor. Iar investiția asta ar trebui făcută de stat sau de privat? În orice caz, agricultura, indiferent cine ar fi, sigur, și afacerea privată e una, dar fără un sprijin al statului care trebuie să intre în strategii, să favorizeze strategiile. Nu spun că am avut o discuție cu un investitor de pe zona respectivă care este cunoscut. Care m-a surprins că avea silozurile din port de la Orșova, care sunt de capacitate mică. A cumpărat pe urmă la Moldova Nouă, are din coace de la Turnul Severin în jos. Dar nu avem mai departe. Noi nu avem Dunărea pregătită pentru ce înseamnă capacitatea României de a produce și de a exporta. E o problemă. Asta pe lângă ceea ce... Da, eu am să vă întreb, pentru că tot ați vorbit despre exportul grâului românesc. Dumneavoastră aveți o teorie pe care n-am apucat să o ascult, pentru că eram în cadrul unei conferințe, doar ați amintit că trebuie privit altfel grâul românesc. Avem calități mai bune, avem... Absolut. Vă rog, spuneți-ne, da, cum să ne privim propriul grâu? România n-a fost și pe mine mă surprinde faptul că se insiste inclusiv pe un post național de media, că România a fost grânarul Europei și așa. Nu, România n-a fost niciodată grânarul Europei și nu poate fi. Pentru că orice am face, nu avem suprafața Franței sau Ispaniei sau poate chiar Marea Britanie și Germania. Dar am fost una dintre țările exportatoare de grâu de excepțională calitate. Grâul românesc în piața internațională era cotat aproape la același nivel cu grâul de Manitoba, acel grâu dinspre Canada, Statele Unite, grâul de Kansas, care sunt grâne forte. Grânele care se vând pentru prima oară sunt comercializate pe piața internațională, tocmai pentru calitatea lor. Și spuneam mereu și aici, de fapt, România, dincolo de discuțiile care au fost, n-a produs niciodată grâne furajere. La Fundulea,
academicianul Săulescu și echipele de la Turda, de la Lovrin, au produs totdeauna grâne de foarte bună calitate, a fost element esențial. Și noi trebuie să revenim la el și o să vedeți în pasul următor că o să venim cu niște cercetări excepționale, în care nici măcar nu ne referim la cantitatea de gluten, ci la calitatea glutenului. El este cel care îmi dă calitatea pâinii, structura glutenului, nu cantitatea de gluten. Și atunci, dacă noi am putea să venim să impunem, nu să impunem, să promovăm o astfel de criteriu, sunt convins că grâul românesc va fi una dintre acele elemente de vârf căutat cu prioritate absolută, pentru că Franța nu poate produce un astfel de grâu din cauza climatului oceanic. Noi avem și, sigur, și efectele negative ale secetei și căldurii, dar în același timp sunt și avantaje, pentru că ele favorizează proteinele, de pildă, sau structura proteinelor din boabele de grâu. Și atunci, sigur, se ajunge la, poate, producție mai mică puțin, dar cantitate mai mare și cu compensare excepțională la valoarea. Și aici nu e vorba numai de grâu. Să știți că același lucru, noi mergem și la porumb. Aș vrea să-mi spuneți către ce se îndreaptă cercetarea la grâu și dacă nu, cumva schimbăm atât densitățile, vă rog. Și cercetarea la grâu merge, sigur, în primul rând dorim să fie soiuri cu capacitate de producție mare. Soiuri sau hibrizi? Avem de ales? Nu, eu cred că pentru România este bine să se meargă pe soiuri. Și vă spun de ce. Foarte mulți au discutat, de pildă, și știu discuția la sfecla de zahăr, că și acolo s-au introdus hibrizi, s-au obținut acei hibrizi diploizi, poliploizi și așa mai departe. Că s-a zis că se crește conținutul de zahăr mai mult. Nu, e așa. Și în soiuri s-ar fi ajuns la același conținut de zahăr. Dar se ușurează și este mai ieftină producerea de sămânță. Eu vreau să vă spun că noi suntem tributari la această dată cu anumite chestiuni tehnice, tocmai pentru că am introdus hibrizii la care trebuie să înlocuiesc sămânța în fiecare an, nu pot să o semeni în anul al doilea, și atunci fermierul se legat de sămânța hibridă, dar și producătorul de sămânță preferă sămânța hibridă pentru că îl obligă pe fermier să cumpere. Nu se-și poate produce el sămânța. O, dacă are soiuri, el își face multiplicat 2-3 ani sămânța să-și o producă, își reduce din costuri. Sigur că se impun niște reguli și aici greșim noi, că nu impunem regulile producerii de sămânță, inclusiv în propria fermă. Dar eu cred că deocamdată România nu se poate avânta pe chestiunea hibrizilor și ar fi o greșeală. Mai ales că avem și soiuri care răspund din toate punctele de vedere, și cantitativ, și adaptabilitate, dar calitativ sunt bune, indiscutabil. În afară de faptul că vom rămâne pe soiuri, ce vom căuta? Ați spus să îmbunătățim calitatea? În primul rând, cel mai important lucru este adaptabilitatea la condiții de mediu. Iată că iernile nu mai sunt ierni, deci noi nu mai trecem printr-o perioadă aceea rece de șoc a grâului, în care să-l vezi că s-a întins cu frunzele pe pământ ca să reziste la climă și la curenții de aer. Pe de altă parte, la șocurile de temperatură, mai ales din primăvară, și aici mă refer la culturile de primăvară, ibrizi de floare, de porumb sau floarea soarelui, dar și alte culturi, și atunci să creezi aceste soiuri care să poată face față acestor șocuri. Și asta este una dintre marile misiuni și pe care nu le poți face chiar prin orice metodă. Și aici este problema de care discutam și aici, acea stare conflictuală între ce înseamnă cercetarea la nivelul Uniunii Europene și ce se întâmplă în Statele Unite și în alte câteva țări, și mai ales a faptului că datorită acestui mod de abordare, pe plan mondial, iar nu discutăm la nivelul țării noastre, sunt două tipuri de agricultură la această dată, afirmate fără discuție. Este o agricultură bazată pe noile cercetări și descoperiri din genomică, genetica genomică și ingineria genetică, care se practică peste aproape 300 de milioane de hectare, la nivel mondial, cu performanțe excepționale, inclusiv în ce privește protecția mediului și schimbările climatice. Este un lucru colosal. Randamentele sunt net superioare. Și iată această agricultură conservativă europeană, care nu totdeauna dă siguranță și durabilitate către producător. E o problemă. Noi n-am dezbătut-o decât noi câțiva, care ne băgăm în ele, cei care am fost implicați și suntem implicați în continuare în biotehnologii, ca apărători ai biotehnologiei și a elementului de progres. Pentru că fără ele,
ce spuneam, și pe scenă două elemente nu pot fi atinse din Green Deal. Problema schimbărilor climatice și problema mediului, adică reducerea pesticidelor. Cum vom face? Este imposibil. Deci, până la urmă, eu cred că ceea ce se discută la Bruxelles va duce spre o soluție. Pentru că ei, în primul rând, trebuie să anuleze o hotărâre judecătorească. Care este aceea? Cea din 17 iulie 2017, când Curtea Europeană de Justiție a interzis noile metode de cercetare în genetică. Ori eu am reacționat și atunci, reacționez și acum. În afară de reacțiile dumneavoastră, absolut, la cine ar reacționa Uniunea, dacă ar... În România mai sunt, de pildă, academicianul Doru Pampil de la Cluj. În afară de mediul academic, eu întreb dacă, iată, Copacogeca... Zona politică, din păcate, trebuie să spun un lucru. Eu cunosc bine și Copacogeca, pentru că am avut foarte multe întâlniri cu ei. Nu au suficientă forță, pentru că nu cred că se bazează pe cercetare. Iar lumea științifică occidentală, în special cea din Franța, a fost dispersată de zonele politice care nu le-au permis să se exprime pe anumite probleme. În Franța s-a ajuns până să fie dați afară profesori care susțineau biotehnologiile, nu știu că știați. Nu știam asta. Noi suntem membri ai Asociației Academiilor Agricole Europene și suntem într-un contact continuu pe tema asta, ca agenția ai firmei Monsanto. Nu avem Monsanto nicio treabă cu noile tehnologii. Ei le practicau, le-au asimilat, dar nu ei le-au pus la punct. Ele sunt puse numai în marile universități americane și nu numai. Pentru că problema nu e una care sunt abordată și la noi. Din păcate, noi am pierdut enorm prin aceste șocuri europene, pentru că, iată, din facultăți sau cam și chiar facultăți de biotehnologie, de elită care au produs câteva generații excepționale de specialiști în anii 90, la această dată nu le mai avem. Și s-ar putea să ne trezim într-un moment când avem nevoie de acești cercetători și noi avem, și atunci iară va trebui să cumpărăm. Produsele de cercetare vor fi teribil de scumpe. Și aici eu asta spun mereu pentru fermierii noștri, că parcă nu se vede suficient. Dacă eu cumpăr material biologic, înseamnă că eu acolo îmi duc o mare parte din costuri. Uitați-vă la porc ce se întâmplă, că import purcei. Uitați-vă la păsări. Noi nu producem în România material genetic, decât domnul Popa la Transavia, care a cumpărat un brand și îl face dânsul acolo. Nu e normal. Și atunci nu poți intra niciodată într-o... Ce am atras atenția pe scenă. Nu poți intra în rentabilitate. Către ce se mai îndreaptă? Revenim la grâu, pentru că aș vrea ca fermierii să fie pregătiți. Da, de fiecare dată toată Uniunea Europeană ne scoate câte o substanță activă. Ni se mai întâmplă ceva. Iar fermierii cred că tac și nu știu cum să reacționeze. Nici nu știu să spun dacă s-ar face o adunare generală într-o piață publică, ar ajuta. Nu, pentru că problemele mari nu le poți lua în adunări foarte mari. Trebuie să fie cercurile strânse, foarte buni cunoscători, chiar dacă ideile nu se suprapun în primul moment. Și chiar e bine să fie întâlniri între oameni care gândesc poate pe aceeași idee, dar gândesc că e diferite. E bine, asta fac bine. Dar nu trebuie să fie foarte mulți. Problema la grâu, de pildă, în România, nu este permis ca România să nu producă grâu tetraploid, grâu dur, care se folosește ca materie prin industria paselor făinoase. Iată, noi importăm tot. De ce nu producem? De ce? Pentru că n-avem condiții? Nu. La început, sigur, au fost niște probleme legate de rezistența la iernare. Dar acum nu mai este problema respectivă. Iată, iernile blânde. Se pot crea, și iernile sunt ceva mai blânde, dar se pot crea soiuri cu rezistență. Pe de altă parte, triticum durum este, sau grâu durum de care vorbeam, este o materie excepțională care se duce imediat în producție transformată cu valoare adăugată, în paste păinoase sau alte produse, el nepretându-se la realizarea de pâine de calitate, nu? În timp ce grâu hexaploid, la fel, este grâu mai moale sau grâu tare în zonă și atunci poți să te specializezi și pe export de pâine, dar pâinea nu poți face din orice soi, ca să poți să o păstrezi timp mai îndelungat. Nu? Și atunci trebuie să te pregătești. România trebuie să aibă două lucruri. Să-și asigure în interior, nu numai pentru pâine, ci pentru tot ce înseamnă patiserie, și să nu se ajungă la aluatul importat, nu?
și să, la anumite categorii de produse care nu pot fi făcute din anumite soiuri de super calitate, care sunt posibile în România și cu asta ai câștigat foarte mult. Inclusiv, noi nu suntem obișnuiți cu acel export de dimineață. Eu am practicat când eram student, de pildă la așa, când am făcut practica la struguri de masă. Și atunci culegeam astăzi struguri și mâine dimineață strugurile erau pe piața Vienei. Era avionul la Arad, se încărca și pleca. Ei, cam așa trebuie să fie și la noi. Cel puțin în jur ai încărcat produse de patiserie azi și peste două ore ele sunt la München sau la Paris sau undeva unde se consumă și se vând. Noi suntem pregătiți, din păcate, uitați, așa cum ați discutat, că nu avem mori. Dumnezeu, am ajuns să nu avem mori. Da? Eu vorbesc cu dumneavoastră pentru că sigur știți situația și din real. Și mai am o altă discuție pe care o port de regulă. Încercăm poate să transformăm fermierul în mic producător, în mic procesator, iar el, lui nu-i stă capul acolo. El știe câmpul. Ați atacat o problemă extraordinară. Și domnul ministru Agăta, dar este, i-am spus că nu trebuie să frângem legătura distinctă industria alimentară și producătora. E o eroare gravă. Și foarte multe structuri de ale noastre, inclusiv cele asociative, mor din cauza asta. Pentru că în interiorul lor apar acești procesatori care sunt rupți de restul. Ori el ar trebui să găsească producătorul de grâu și în profitul pe care îl realizează Morarul, în final. Sau dacă are și o fabrică de patiserie sau de o cofetărie sau ceva, el trebuie să meargă în tot. Ăsta e sistemul elvețian. Nu vorbesc, că nu eu l-am inventat. Total de acord, dar puteți să-mi dați un nume de fermier care ar putea, în afară de grâu, să facă și patiserie? Vă spun încă ceva. Știți vreo structură mai neintegrată decât ferma gospodărească țărănească? Care avea găini, avea vacă de lapte, avea porc cu purcei, avea inclusiv vite pentru tracțiune, nu mai vorbesc de grădină, care avea de toate, legume, producea semințe, fructe de toate felurile. Era una dintre cele mai integrate structuri. Ori noi tocmai asta am lăsat-o deoparte. Și vă dau cazul aici, că îl cunoașteți bine pe muscă, sistemul lui de integrare. Sigur, el e la macro, dar partea cealaltă o poți face la micro. Însă noi, ani de zile, am creat o stare conflictuală între zi și fermieri mari și ea mici, și subvenții și celelalte, și atunci noi ne lipsesc, am pus cărămizile, dar ele nu sunt cu un liant care să le lipească. Acolo trebuie să fie și câte o bucățică mai mică între ele, care le mărește forța. Și ăștia sunt fermierii ăștia mai micuți. De pildă, uitați-vă, vă spun acum, multora nu le place ce spun eu acum. Așa e corect. Dar dacă vă uitați peste sistemul din Transilvania, agroalimentar, este net superior față de ce avem în sud sau în est. Pentru că ele sunt mai strâns legate unele de altele. Fermele nu sunt chiar foarte mari, exploatațiile, dar ele lucrează mai divers. Și aici, dacă luăm PIB-ul Transilvaniei față de Moldova și Sud, este de 4-1, în favoarea Transilvaniei și Banatului. Chestiile astea ar trebui văzute. Și credeți că doar datorită faptului că aceste mici gospodării, mai multe ca număr, reușesc să meargă, sigur să se lege mai bine? Sigur, în primul rând, eu am exemplu cel mai tipic, Uniunea Europeană. Da. Uniunea Europeană s-a bazat pe ferma familiară. Sigur că nu lăsate ferma aia mică. Și nemți, eu am asistat la niște, de pildă, manifestări, nu le fac cum le facem noi, sau nu le făceau așa. E cu o viziune de 10 ani. Primul târg care l-am văzut eu la Stuttgart avea programată dotarea tehnică pentru 10 ani. Aia era prezentată în târg. Ce va fi peste 10 ani? Între timp, i-au facilitat prin arendare creșterea exploatației agricole, fără să afecteze plecarea din spațiul rural a locuitorilor. Asta le spuneam ieri la senator, că distorsi prin legea arendei. Ce fac acum? N-are nicio los. Pentru ce să mă zic legea arendei, dacă o fac la fel? Ori o fac cu privire și să-mi atingă și partea de economie rurală. Deci are o teribil de importantă în fixarea familiilor. Pentru că eu, de pildă, nu-mi vând pământul, rămâne familia mea în sat, nu mă mut de acolo și peste o generație, poate un nepot vrea să facă agricultură. Eu îi dau la arendaș pe 49 de ani. Bă, frate, investește, bă, ce vrei, câștigă din el și mie îmi plătește arenda. Contractul de arendă însă nu poate întrerupe oricine. Decât dacă eu am o rudă de gradul întâi, un nepot, care vrea să se apuce de agricultură.
De el nu și-a vândut niciodată casa din sat, cum se întâmplă la noi. La noi vinde casa ca vândut pământul. Nu? Și nu e în regulă. Eu am să vă întreb, pentru că iată, e un subiect foarte asta important. Asta este o problemă de economie rurală și citeam într-o carte scrisă de Gheorghe Înșeșe de 1913. Un om format la economia germană și pe agricultură germană la vremea respectivă. Economia rurală nu este aceeași ca economia politică generală. La noi le confundă. E același lucru. Nu, nu e același lucru. Ruralul are cu totul și cu totul alte particularități pe care, dacă nu le-ai înțeles, ar greșeli imense și mari. Și aici e problema noastră. Din păcate, nici universități, nici noi ceilalți nu facem prea mult ca să aducem chestiunea asta în față, ca o specificitate. Domnule Tabără, cred că e foarte important să continuăm această discuție și să vorbim despre principalele legi pe care încercăm să le schimbăm, să fie în ajutorul ambelor părți. Știm cu toții că e greu de împăcat, așa cum spune ruralul și capra și varza. Ce trebuie modificat la legea arendei? Cum vedeți dumneavoastră? Pe ce perioadă? Eu, în primul rând, mi-aș pune problema unei perioade din care ar trebui să ne trezim. 30 de ani sau 32 de ani, nu de puține ori, am făcut legi pentru un anumit grup de interese sau de un anumit tip de interese. Legi nu se fac pentru anumite interese, ele se fac pentru funcționarea unei societăți, în structura ei, în întregul ei. Le spuneam și sunt un opozant, atunci s-a făcut și la legea piaței funciare și la legea arendei. Cele două legi, ele nu sunt legi de piață, ca și când ar vinde bere sau țigări sau ciocolată. Ele trebuie să constituie sisteme funcționale, cum este cel din Franța. Vă dau un caz, de pildă atunci când o fermă mică se vinde, în primul rând că ea nu poate fi împărțită. Dacă este sub 5 hectare, n-ai voie să o vinzi pe bucăți, decât întreagă. Atenție, dreptul de preemțiune îl are ferma mică de lângă ea, nu ferma mare, ca să crească ferma aia altă. Deci, cumpărând ferma mică, aia altă se dublează ca spațiu, ea începe să crească. Și asta a fost, că discutăm despre legea comasării, nu există așa ceva. Noi le spun mereu, n-aveți cum să o faceți. Că băi, vă treziți totdeauna cum au avut comuniști, au luat și au făcut ce au vrut. Nu mai poți, e proprietate. Tu trebuie să facilitezi prin măsuri fiscale, deci codul fiscal, cu legea arende, care acum e băgată în codul civil, da? Dar ea are și părți de cod fiscal, să fie făcută în așa fel încât ea să stimuleze astfel de chestiuni. Vă dau un caz, legea arendei, da? Legea arendei nu poate fi făcută decât cel puțin, cel mai mic interval, ori un ciclu de asolament de 6 ani, ori două cicluri de asolament de 6 ani. Asta înseamnă minim 12 ani. Și acum discută despre un termen de 10 ani. Le-am spus, în vest, și în Franța, și în Germania, și în Statele Unite mai ales, arenda este pe termen lung, 49 de ani. Ca în acest termen lung, eu, cel care lucrez pământul, ca să pot investi, să-mi recuperez investiția, să realizez profit și să asigur și rămânerea pământului la nivelul de parametri de calitate cerut și prin care mă obligă prin legea arendei să... Iar contractul de arendă nu poate fi întrerupt decât în cazuri excepționale. Nu că vreau să vând la X sau la Y. Nu! El nu poate fi întrerupt decât ceea ce vă spuneam. Aceea de a păstra în familie dreptul de a putea întrerupe și a relua activitatea. Când am eu dreptul în calitate de proprietar de teren să vând? Iată, nu știu, sunt într-un contract de 6 și cu 6, 12 ani și tot... Nu, dreptul de vânzare trebuie să fie deschis. Nu e o problemă. Condiționările vânzării însă. Deci eu îmi vând pământul, dar ăla nu e un bun numai al meu. Vreau să spun că pâine pentru o comunitate întreagă. Eu dacă mă apuc să-mi înstrăinez tot pământul și vine cineva și îmi pune panouri solare peste el, ce fac? Aici e marea problemă. Și mai e o problemă despre care noi discutăm. Proprietatea de astăzi, dacă eu vând, că îl vindem la străini pământ, la prima vedere nu e o problemă. Da, domnule, o să ducă pământul de aici. Nu-l duce, dar își întărește proprietatea asupra lui prin toate regulile. Și noi avem un caz, da? Este cazul Israelului, care și-a cumpărat țara. Asta, această dată, dacă te duci într-un conflict din ăsta delegat de proprietate cu un străin, s-ar putea ca în instanțele internaționale să pierzi. Deci aici e o problemă și de acest tip. Dar nu asta e problema.
Problema că eu, piața funciară, să construiesc, să-mi formez sistem funcțional de agricultură. Cu exploatații, în primul rând de exploatație se formează. Noi nu avem nici acum un studiu. Cât e exploatația rentabilă? De 56.000 de hectare, ca nici la Marea Brăilei? De 10.000, de 1.000, de 2.000? Cât e de mare o exploatație agricolă? Nu avem studiile respective. Noi stăm foarte prost românii la statistică. Și de aia. Noi n-am solicitat studiile acelea pe care înainte de 89 se făceau. Deci, de pildă, există studii la Institutul de Economie Agrară făcute care le-au ținut secrete atunci. S-a ajuns la niște concluzii, de pildă, până la ce mărime pot fi IAS-urile, întreprinderile agricole de stat. Pot fi IAS-urile. IAS-urile, uh-huh. Cerute chiar de Ceaușescu. Că eu am spus, de pildă, când a fost Porumboiul. Porumboiul se întinsese pe nu știu ce suprafețe mari, 27-30.000 de hectare. Am spus, Porumboiul nu sfârșește bine, pentru că nu are cum să controlezi din punct managerial. A principiilor de management ai cum să controlezi suprafețe și mai ales în condiții climatice diverse. N-ai cum. Și uitați-vă unde a ajuns. Haideți să vorbim un pic despre panourile solare amplasate în câmp. Este vorba de o Europa care se vrea independentă energetic sau fiecare zonă în parte. Iar dacă vorbim despre panouri solare, în ce condiții? Sau credeți că se vor impune condiții ca aceste panouri solare să ocupe o anumită suprafață? Dăm din suprafața agricolă către energie? Cum o vedeți? Eu vreau să vă spun că, de pildă, la proiectul acesta de lege a unor parlamentari, Academia de Științe Agricole și-a spus nu. Unde vom nu, pune? Pentru că avem unde să le punem. Unde? De pildă, azi dimineața era un studiu al lui Greenpeace. Apreciez și eu din când în când Greenpeace-ul, că așa am fost mereu în discuții cu ei. Corect. Se spuneau de 1.000.000 de metri pătrați pe care noi la prima citire pe acoperișuri. Deci pe acoperișuri am avea, care sunt o sursă fantastică de energie. Eu vreau să propun Ministerului Mediului, am dat acum la unitățile mele de cercetare, tot ce sunt suprafețe care nu se cultivă, suprafețe de clădiri, de curți, terenuri neproductive, cum sunt în Germania, nu se pune pe arabe niciun panou. Dacă v-ați dus în Germania, spre Miunghe, m-am bătut și eu, vedeți că toți parapeții autostrăzilor sunt cu panouri solare. Dar nu sunt erau fonice. Dar nu sunt puse pe terenuri. Da. În deasupra Spania, autostrăzilor, da. Absolut, da. Deasupra autostrăzilor. Bine, noi nici nu avem autostrăzi, am fi iarăși. Nu e vorba de autostrăzi, că avem drumurile, altele, avem unde să le punem. Dar nu pe terenurile arabile. Noi n-am avea dreptul din arabil să scoatem nici un metru pătrat. Și totuși nimeni nu facilitează. Eu am găsit fermier care a zis la fel. Nu vreau să-mi pun panourile în câmp, câmpul îmi produce. Vreau să-mi pun pe fermă. Și nu a primit aprobare. Pentru că uitați-vă programul Casa Verde, care după părerea mea a fost limitat, absolut nejustificat, pentru că ea trebuie să se dea drumul inclusiv la instituțiile publice, că ele dețin sau cum sunt fermele. Da. Unii au fermele în câmp, da? Păi știi, pe o parte și pe alta acoperișul, dacă l-are în două ape, el poate avea asigura acolo o suprafață de panou fotovoltaic care să ducă la excedent de energie, nu cât îi trebuie lui acolo. Bine, s-a dat drumul la problema aceea cu irigații, de că deasupra canalelor nu e o idee rea. Sigur, trebuie să vină specialiști să vadă, dar e o suprafață imensă în România să pui la nivelul unui canal să pui panourile solare. Și e posibil ca din aceste panouri să poți extrage energia ca să ridici apa din Dunăre, ceea ce nu-i puțin. Vă mai dau un caz. Teren productiv. Am 800 de hectare la stațiunea Dăbuleni. Dacă aveți o dată drum, vă recomand să mergi, că e un colectiv excepțional de vrednic acolo. 800 de hectare de nisip pe care nu se face nimic. Și am zis că trebuie să 800 de hectare. Este vorba de un teren care și-a pierdut calitatea în timp? Nu. El sunt solul nisipoase de când se știu, care nu se fac, nu se mai face nimic pe ele, decât dacă îi rigi și acolo îți trebuie mult, costuri mari. Dar dacă eu aș pune panouri, eu aș duce energie pentru jumătate din Dolj. De acolo, de pe 800 de hectare de teren, care astăzi nu produce nimic. Da? Cum eolienele, de pildă, eu am culmile de deal, de munte, cu curenți continui. Îi știm, ăia trebuie determinați. Și acolo să soați panouri care să-ți producă de ordinul sutelor de megawați, oră. Dacă vorbim despre SF-urile, în ceea ce înseamnă inventivitatea în crearea surselor de energie, eu am să vă spun că am văzut un documentar în care se făcea sursă de energie dintr-un zmeu ridicat exact ca zmeul de copii,
în unde zona este puternică. Eu vreau să spun că nu trebuie să construiești ceva. Cel mai mare proiect pentru astfel de surse de energie regenerabilă de la soare, era premisa că s-a lucrat la el, dar eu am fost acum 10 ani în Spania și am văzut centrul lor de monitorizare lângă Madrid a energiei pe secunde. Și frecvență, și cantitate, și proveniență de energie în consumul spaniol. Deci pe secunde. Am văzut centrul ăla, am fost în centrul lor. Din panouri solare? Nu, din toate sursele. Deci centrul acesta de lângă Madrid monitoriza absolut toate sursele de energie. Pe cantitate, pe frecvență și cred că mai este o măsură. Uniformitatea distribuției. Dar atunci ni se prezenta marele proiect din nordul Africii. Deci începând din Maroc, Algeria, Libia, Egipt, până în Liban. Un câmp uriaș de panouri fotovoltaice care să alimenteze Europa. Că de-aia ce țară va fi aleasă? Este senzațională. Ce țară va fi aleasă? Nu, eu bănuiesc că nu poate face o singură țară. Deci câmpul respectiv merge de la Atlantic și până în estul Mediteranei. Acolo unde avem cea mai mare intensitate a luminii solare și a soarelui. Da? Ei, de acolo e foarte ușor să tragi curentul electric spre țările Uniunii Europene, nu? Ei, pe mine m-a impresionat o astfel de chestiune. Noi nu avem încă, aici e marea problemă. Și eu nu știu ce fac colegii noștri din energetică. Nu vorbesc de învățământ, care ar fi trebuit să aibă niște hărți la această dată în care să știe, cum i-a spus doamne Mateescu, eu aș vrea să-mi dea de pildă pentru Bărăgan umiditatea relativă și intensitatea luminii soarelui pe ultimii 20 de ani. Sunt niște surprize colosale legate de comportamentul față de plante. Ei, ne-ar fi trebuit să avem toate hărțile astea de intensitatea soarelui. Unde este? Pe ce perioadă? Cât pot miza acolo ca și cantitate de energie? Iar noi putem veni agricultura să combinăm foarte multe lucruri legate. Grajdurile, deci să fie grajdurile cu acoperișurile goale. Fermele, deci să fie goale. Curțile, că pot să fac, nu să mă duc să pun pe izlazuri sau pe arabil. Ne-am scos din arabil în ultimii 20 de ani circa 1,4-1,5 milioane de hectare. Aia este o mare avere. Am pierdut din terenul arabil. Uitați, o să vedeți pe ultimul recesământ agricol. Din terenul arabil, noi mai avem 13 milioane din 15. Dacă e să vorbim despre viitor, în Spania, că tot ați dat acest exemplu, se pare că cei care au investit în energia verde acum sunt puși să plătească. Asta cred că ne sperie. Ok, noi acum avem o legislație favorabilă, vă rugăm, puneți-vă panourile. Deși nici asta nu se întâmplă. Cred când o avem, nu o să fim impozitați? Cred că abordarea este una greșită ca politică. Ea se va schimba. Dacă vrem să dezvoltăm sistemul acesta verde, el nu se poate face impozitându-l sau taxându-l într-un fel, în exces. Sigur că orice produs de valoare, orice produce valoare, trebuie să aducă, că pe mine mă surprinde și am și reproșat. Că noi discutăm, deschizi orice televiziune care o scot, nu discută decât despre partea socială. Băi, dar de unde iau bani? Cine îmi produce valoare în țara asta? Mai produce cineva valoare? Că eu și trebuie să vând ceva, ca să am bani, să câștig bani, ca să pot să dau, să măresc pensie, salariul să-l asigur, burse și așa mai departe. Noi nu discutăm niciodată despre astfel de problemă, da? Domnule Tabără, poate Uniunea Europeană să fie verde? Nu cumva suntem în acest vrem atât de mult să fim verde, încât la un moment dat o să intrăm pe roșu la ceea ce înseamnă necesitate, pierdere de producție? Poate schimbăm un pic în galben? Ați dat răspuns și eu sunt de acord 100% cu ce a spus acum. Dacă merge pe ceea ce face acum, punând la bază acestei extraordinare strategii, Pactul Verde European, decizii politice și administrative, nu ajunge nicăieri. Și ajunge la ceea ce spuneați, la un moment, la o linie roșie. Și așa Uniunea a devenit importatoare pe anumite produse. În al doilea rând, Uniunea a devenit extrem de costisitoare. Sunt costuri aproape cu 30-40% mai mari decât cele pe care le realizează Brazilia. Da. Dar spune că Brazilia nu, că e arbitrar. Nu! Brazilia se bazează pe niște rezultate care sunt obținute prin tehnici superioare, tehnologii superioare, descoperiri genetice de mare valoare. Marea producătoare de proteină vegetală, nu? Este una dintre cele mai mari producătoare de proteină animală. Indiscutabil, e de o valoare colosală, nu?
Și eu văd Uniunea Europeană, dacă nu se trezește la realitate, și am avut cu ani în urmă, am întâlnit cu Ursula von der Leyen la București. Deci a venit la București, era ministrul mediului în Baden-Württemberg, în Brandenburg, în Germania, și era membru al Bundestagului German. Eu eram recunoscut prin poziția pro-biotehnologiei și atunci în delegația a cerut întâlnirile cu mine. Și seara la Lido, la masa festivă, a noastră am avut discuția numai eu cu ea. Nu este o tipă radicală. Și, dar concluziile era, par radicale făcea, din tot ce vine de acolo. Făcea parte din zona verde, da, germană. Da. Care, sigur, era atașată și de zona politică, pentru că combinațiile unor partide cu verzii au făcut să se ajungă la, de fapt, la decizii politice, nu științifice. Verzii nu au acceptat niciodată sistemul științific ca bază de decizii în astfel de probleme, ceea ce este o mare greșeală. Dincolo de ocean, partea științifică a primat întotdeauna. Ele, și la nivelul universităților, că de acolo pleacă, preluate de companii, foarte dotare extraordinară la companii. Așa, eu am trebuit să spun că, factorul determinant, dar unul din factorii determinanți a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost și lipsa libertății în domeniul cercetării. Problema aceasta a protecției plantei este strict legată de evoluția timpului, a schimbărilor climatice. Odată cu creșterea temperaturii, crește frecvența unor specii de dăunători și de agenți patogeni, care nu s-au manifestat la anumiți parametri de temperatură sau de umiditate. Când apar alții, cum a fost cazul nicotinoidilor și nu numai, iată, acum este vorba de diabrotica, care poate apărea, dar a apărut, de pildă, la roșii, tuta absoluta, da, care este venită, e clar, din zone tropicale. Nu vă spun câți agenți patogeni apar la noi din zona Mediteranei. Ei, indiferent cum ai face, dacă nu scrieți forme cu rezistență naturală sau toleranță, că e greu să fie rezistență absolută, atunci nu ai altă alternativă decât să protejezi prin intervenții cu diverse substanțe. Și atunci aici este o altă problemă, ce tip de substanțe mă duc să folosesc. Folosesc de tip șoc? Folosesc de tip cu remanență mare? Sunt alte probleme, da, având în vedere relația plantelor cu mediul. Nu? Revenim. Poate Europa da înapoi de la politica verde, măcar să o atenueze? Ce așteptăm noi nu de la toată lumea? Nu trebuie să dea înapoi. Ea trebuie să-și perfecționeze sistemul și vreau să accentuez. Nu faptul că eu coordonez cercetarea științifică sau eu sufletește sunt atașat de o viață de cercetare, am unde șansa să lucrez prima dată într-o astfel de instituție și m-am atașat de ea. Dar dacă nu își perfecționează cercetarea și nu își ordonează pe probleme mari, programe mari, să țină seama inclusiv de ceea ce înseamnă capacitatea în domeniul cercetării și învățământului a fiecărui țări membre, nu va reuși să ducă acest plan. De altfel, trebuie văzut încă ceva. Niciun plan pe mediu, Uniunea Europeană nu l-a dus până la capăt. Niciun plan. Uitați-vă, numai programul 2020, nu cel care spunea doamna prim-ministru, dar era vorba că în 2020, 20% din combustibilul folosit în transportul urban să fie din rapiță, da? Nu s-a atins. Deci nu s-a atins. Ba chiar s-a abandonat planul. S-a abandonat. De ce? Pentru că era unul excepțional. Uitați-vă, Germania, de pildă, o țară pragmatică, care a renunțat la programele nucleare în sensul de a obține energie din surse regenerabile, biomasă sau gunoiul de la ferme, amesul. Chiar 365 de zile am avut și în Austria și în Germania fermă care produce în jur de 550 de kWh pe zi, 365 de zile, numai din producția internă, din altă parte. Am văzut și acum va fi o dezbatere la Academia de Științe Medicale pe ce înseamnă cele două mari paradigme ale Uniunii Europene. Alimentație sănătoasă sau aliment sănătos? Sunt două lucruri total diferite. Alimentul sănătos nu înseamnă și alimentație sănătoasă. Pentru că alimentația este dată de ce înseamnă sănătatea organismului care ia rația aceea de mâncare și componența ei, iar organismul sănătos este să încuprindă toate elementele nutritive sau cele de substanță activă pe care le conțin un produs.
Și asta se discută la cele mai înalte nivele științifice, cum a fost Kendu 2019 sau Budapesta, Congresul Academiilor din lume. Nu cred că puteam găsi persoană mai potrivită cu care să pot discuta și să ridic această întrebare. Omenirea, iertați-mă, Europa a greșit și a pierdut lupta pentru organismele modificate genetic. Avem vreo șansă pentru CRISPR-Cas? Vom avea... Păi se discută acum. Știu că se discută. Se discută și eu cred că da, dar este de neînțeles de ce unele metode le lăsăm pentru zona medicală, foarte bine, e vorba de sănătate, și nu le acceptăm și pentru partea de biologie vegetală și animală, de pildă. Și aici este problema, pentru că este absolut nevoie, măcar despre aceste metode, de a le putea aduce în actualitate și a le folosi, tocmai pentru a obține acele soiuri hibrizi de plante care să-mi răspundă nevoie Pactului Verde European. Total de acord. Dar unde credeți că s-a greșit? La comunicare? La faptul că genele de la alte organisme au fost aduse într-unul singur? Undeva s-a greșit, de toată lumea are impresia că ai consumat ceva modificat genetic și ți-a crescut o coadă. Să știți că negativul, dumneavoastră știți mai bine ca mine, lucrați în media, nu? Când încep că pericol, da? Atenția mea mare, că bă, aia dacă o faci, e bine. Se știe clar că dând o chestiune legată de negativ... Știu, scandalul negativ, da, vinde mai mult decât descoperirea științifică. Ideile au fost prezentate ca ceva care pot modifica genetic un organism. Nu? Dacă vă dau numai cazul uneia care se dădea gen green și așa mai departe, nu? Și la modul cum se prezintă, acum s-a mai încetinit cu astfel de imagini, dar înainte era Frankenstein, nu? Da? Care era prezent mereu. Ori asta însemnau elemente de, practic, de inchiziție. Nu mai erau problemele de secolul 20. E adevărat că Hollywood-ul, ca să vorbim despre cercetătorii din agricultură și mari geneticieni versus industria Hollywood, cred că a câștigat regizorul de Hollywood. Bun, aia este una, ca și cu Dracula, nu? Că iată, când îl e pe Vlad, pe Vlad Țepeș, de fapt, descoperi un mare personaj istoric al vremii lui. Indiscutabil, am citit și acum un documentar excepțional despre domnitor. Dar, dincolo, sigur, partea artistică. Dar aici, închipuiți-vă când a mers acel tip sau acei tipi într-un magazin și au dat cu raftul de pâine jos, că este cu organisme modificate genetic. Da? Și nimeni n-a zis nimic. Și nu era nimic acolo. Dar spectacolul ăla. Sau ai venit la insula Marea Brăila, la domnul Buzdugan, da? Și ai stropit roțile, atenție, înseamnă ignoranță din aia, crasă, da? Tu îi stropești roțile ca să nu fie agenții genetici. Că genetica nu-i pe roți. Ba da, cum să nu? Eu cred că a fost. Deci dacă discutați cu domnul Buzdugan, vă spune că și dânsul a fost implicat mulți ani în bătălia aceasta de a nu scoate soia, de pildă. Pentru că soia pentru noi e o cultură strategică. Ce facem? O introducem înapoi modificată genetic? Ea trebuie să vină. Și o aducem modificată genetic sau o aducem modificată dacă prin CRISPR-Cas? Dacă nu o aducem modificată, și după metodologie, absolut. Dar ea nu ne salvează. Pentru că eu trebuie să aduc aici planta care să împie economică, în care să nu intre de foarte multe ori în tehnologie peste ea. În primul rând, o floare la soia, puțin știu că dacă am atins planta, floarea avortează. Deci nu, soia e o plantă teribil de sensibilă. Și ca plantă, și vorbesc de floare, nu planta în sine, și ca bob. Bobul, dacă îl scapi la o jumătate de metru jos, se pleznește, se crapă. Da. Deci e o cultură cu totul deosebită. Dar fără cultura de soia, nu poți concepe nici proteina pentru animale, pentru furaje, nici în viitor pentru oameni. Uitați-vă că ea n-a reușit încă la nivel european să se clarifice ce este plantă proteaginoasă sau oleaginoasă. Pentru că există anumite interese, soia este menținută la plantele oleaginoase. E adevărat că din soia se produce cel mai mare cantitate de ulei pe plan mondial. Da, dar ea este valoroasă prin proteine. Conținutul de proteine este mare în soia și în orice proteină. Este o proteină super complexă și foarte apropiată de proteina animală.
Este planta care are în proteina ei cei mai mulți aminoacizi esențiali din cei 64. Și totuși, noi pe masa românilor, iată că pe vremea lui Ceaușescu mâncam tot salam cu soia și luram, iată acum am devenit așa de verzi încât am vrea soia și nu mai găsim. Cred că nu mâncăm, astăzi mâncăm mai multe decât atunci. Da? Dar sub alte forme. Sub alte forme. De pildă, spuneam de pâine. Uniunea Europeană, de pildă, admite acel 0,9% componente de OMG. De fapt, este soia. Pentru îmbunătățirea proteică a unor produse, inclusiv pâinea. Nu? Dar el nu înseamnă că se abate de la reguli. Sau că această plantă din care se elimină tot prin genetică factorul tripsic, cel care dă toxicitatea soiei și este obligat să o prăjești, să o încălzești, să o fierți și așa mai departe, el se poate elimina foarte bine prin inginerie genetică. Aici, inginerie genetică, apropo de ce discutam înainte, de calitatea grâului, ea poate fi dusă și spre îmbunătățirea calității. Raportul, de pildă, din cazul grăsimilor, să elimin colesterolul rău, sau raportul dintre acizii grași nesaturați sau morul nesaturat și cei polinesaturați, sau dintre cei saturați și cei nesaturați, care dau calitatea grăsimilor vegetale și cele animale. Nu? Aici se poate lucra în așa sfer și eu sunt convins, sigur, e o problemă de recunoaște. Știința totdeauna n-a fost foarte ușor de pătruns cu ea în masă. Mi-amintesc, nici tiparul n-a fost bine primit, nimic din tot ce păi vă dau un alt caz din domeniu, de pildă, sexul la plante, da. Nu? I-a trebuit 100 de ani. 100 de ani. Și până la urmă, Academia din Berlin a recunoscut că există sex la plante și premiu, da. Știți cine l-a luat? Carl Linné. Carl Linné, cel care a stabilit numele binare la plante și animale. Dacă vorbim de premiul Nobel, nu o să trec mai departe până nu spun că în 2020 a fost luat de cele două cercetătoare. Absolut, legate, da. pentru CRISPR. Pentru, da. CRISPR Cas, da. Și pentru tehnologia respectivă. Da. Eu nu vreau ca omenirea să se oprească, iar nirțile luminate să le băgăm sub preș pentru că suntem mulți și ignoranți. Eu cred că Uniunea Europeană la nivel și aici este și capacitatea corpului didactic sau a profesorilor, a oamenilor de știință, de a-și afirma punctele de vedere. Dacă lor li se închide gura și n-au libertatea de a vorbi, atunci nu să ne așteptăm la soluțiile cele mai bune. Da. În primul rând, un om de știință trebuie să exceleze prin libertate. Că ei sunt ciudați, că oamenii de știință sunt și ciudați. Asta e. Greu de înțeles. Trebuie să le accepți și ciudățenile ca să poți să pătrunzi. Pentru că rezultatele vorbesc absolut pentru ei. Eu sper ca, nu știu, 10-15 ani avem răbdare, ca mâine, în orice școală, de la clasa a patra încolo, să se predea și o educație despre genetică. Pentru că o să ne uităm împreună, dar dacă dăm pe Google set test CRISPR-Cas, există, e de vânzare, e foarte ieftin. Așa că, dacă tot avem la îndemână să nu facem prostii, ar trebui să fim educați. Educația se face în școli. Păi și în zona umană, dacă intrăm, dar aici sunt chestiuni delicate. Însă ceea ce trebuie știut că harta genomului uman la această dată este decifrată în totalitate. Da. Numai alte reguli ne opresc sau îi opresc pe cei care au la dispoziție ca să reproducă organismul uman sau măcar părți din organismul uman. Vă mulțumesc, domnule Tabără. Vă mulțumesc, da, tare mult. A fost o plăcere.